Jules Verne, 5 săptămâni în balon. Capitolul 15. Cazet, târgul gălăgios, apariția balonului Victoria, Vanganga, fiii lunii, plimbarea doctorului, populația, tembe regal, nevestele sultanului, obeție regală, Joe adorat, cum se dansează pe lună, întoarcerea, două luni pe cer, nestatornicia măreților divine. Cazet, punct important din Africa Centrală, nu este totuși un oraș. La drept vorbind, în regiune nu există orașe în interior. Cazet nu este decât o așezare omenească, ascunsă în șase râpe imense. Sunt închise acolo căsuțe sărăcăcioase, colibe de sclavi, cu câte o curticică și o grădiniță cultivată cu grijă, unde ceapa, cartofii, vinetele, dovlecii și ciupercile, cu un gust neîntrecut, cresc acolo de minune. Uniamvezii este țara lunii prin excelență, parcul roditor și splendid al Africii. În centru se găsește districtul Unianembe, un ținut minunat unde trăiesc într-îndăvie câteva familii de omani. Aceștia au făcut multă vreme negoți cu gumă, fildeș, stambă și sclavi în interiorul Africii și în Arabia. Caravanele lor au străbătut regiunile ecuatoriale. Ele pornesc și acum în căutarea obiectelor de lux și plăcere pentru negustori îmbogățiți care duc în ținutul acesta fermecător printre femei și servitori cea mai monotonă și mai puțin agitată existență, stând mai tot timpul întinși, râzând, fumând sau dormind. În jurul acestor râpe se găsesc numeroase căsuțe sărăcăcioase de indigeni, apoi întinderi vaste unde se țin târgurile, câmpii de holundarițe, pomi frumoși și umbrare răcoroase. Acesta e Cazehul. Aici e locul de întâlnire al caravanelor, cele din miază zi cu sclavii și încărcătura lor de fildeș, cele din apus, ducând pentru triburile din regiunea Marilor Lacuri bumbac și obiecte de sticlă. În aceste târguri domnește o permanentă agitație, un zgomot infernal, pe care îl fac strigătele hamalilor metiși, sunetul tobelor și al trâmbițelor, nechezatul catârilor, zbieretele măgarilor, cântecul femeilor, țipetele copiilor și loviturile bastonului din lemn de palmier, ale jemadarului, bătând măsura acestei simfonii pastorale. Aici se expun în dezordine și se poate spune într-o dezordine fermecătoare, stofe bătătoare la ochi, mărgele, dinți de rinocer, dinți de rechin, miere, tutun și bumbac. Aici se practică negoțurile cele mai ciudate, unde fiecare obiect nu are decât valoarea dorinței pe care o trezește. Dar iată că agitația, mișcarea, zgomotul, încetară deodată. Victoria tocmai apăruse deasupra. Plutea maestos și cobora încetul cu încetul pe o linie verticală. Bărbați, femei, copii, sclavi, negustori arabi și negri, toți dispărură, strecurându-se în tembe și colibe. Dragul meu, Samuel, spuse Kennedy, dacă urmează să producem mereu asemenea efecte, apoi ne va fi greu să stabilim relații comerciale cu oamenii aceștia. S-ar putea face totuși, spuse Joe, o operație comercială foarte simplă și anume să coborâm încet și să luăm mărfurile cele mai prețioase, fără să ne pese de negustori, ne-am îmbogățit. Bine, bine, replică doctorul, acestor indigeni li s-a făcut frică în primul moment, dar nu vor întârzia să se întoarcă, fie din superstiție, fie din curiozitate. Credeți? Vom vedea numai decât, dar e prudent să nu ne apropiem prea mult. Victoria nu este un balon blindat, așa că nu se poate apăra nici împotriva unui glonț, nici a unei săgeți. Crezi deci, dragul meu Samuel, că ai să intri în tratative cu africanii? Dacă e cu putință, de ce nu? Răspunse doctorul. Trebuie să se găsească în Cazet negustori arabi mai instruiți. Mi-amintesc că domnii Barton și Speak n-au avut decât cuvinte de laudă pentru ospitalitatea locuitorilor orașului, așa că putem încerca. Apropiindu-se pe nesimțite de pământ, Victoria își prinse una din ancore de vârful unui copac din apropierea locului unde se ținea târgul. În clipa aceea, toată populația scoase cu băgare de seamă capul din vizuini, câțiva
Vaganga, care puteau fi recunoscuți după insignele lor făcute din scoici conice, înaintară cu îndrăsneală. Erau vrăjitorii locului. Purtau la cingătoare tigve mici, negre, unse cu grăsime și alte diferite obiecte de magie, de o murdărie de altfel foarte doctorală. Încetul cu încetul, populația se strânse pe lângă ei, femeile și copiii îi înconjurară, toboșarii se întreceau unii pe alții, scoțând din tobele lor zgomote asurzitoare. Mulțimea începuse să-și plesnească palmele una de alta, întinzându-le apoi spre cer. E felul lor de a se ruga, spuse doctorul Ferguson, dacă nu mă înșel, suntem sortiți să jucăm un rol mare. Atunci, domnule, jucați-l! Chiar tu, vrednicul meu Joe, o să devii poate un zeu. Ei, domnule, asta nu mă neliniștește deloc și apoi tămâia nu-mi displace. În clipa aceea, unul dintre vrăjitori, un Mayanga, făcu un gest și vuietul se stinse, lăsând loc unei tăceri adânci. Vrăjitorul le spuse călătorilor câteva cuvinte, dar într-o limbă necunoscută. Neînțelegându-le, doctorul Ferguson rosti la întâmplare ceva în arabă și îndată îi se răspunse în aceeași limbă. Oratorul ținu o cuvântare lungă, plictisitoare, foarte înflorită și ascultată. Curând, doctorul își dădu seama că Victoria era luată pur și simplu drept luna în persoană, care binevoise să se apropie de oraș cu cei trei fii ai săi, cinste ce n-avea să fie niciodată uitată de locuitorii acestui pământ. Doctorul răspunse cu mare demnitate că luna își făcea la fiecare 1000 de ani călătoria ei prin toate colțurile pământului, deoarece simțea nevoia a se arăta mai de aproape celor ce o adorau, așa încât îi rugă să nu se simtă stingheriți, ci să se folosească de divina ei prezență pentru a-i aduce la cunoștință nevoile și dorințele lor. Vrăjitorul răspunse la rândul său că sultanul Mvani, bolnav de câțiva ani, avea nevoie de ajutorul cerului și invită pe oamenii lunii să meargă la el. Doctorul transmise invitația tovarășilor săi. Și ai de gând să te duci? Întrebă vânătorul. Fără îndoială, oamenii aceștia mi se par binevoitori, atmosfera e calmă, vântul nici măcar nu adie, n-avem de ce ne teme pentru Victoria. Dar ce ai să faci? Fii liniștit, dragul meu Dick, o voi scoate la capăt cu puțină doctorie. Apoi, adresându-se mulțimii, lunii, fiindu-i milă de suveranul scump al fiilor unii anveziului, ne-a însărcinat să-l vindecăm, să se pregătească pentru a ne primi. Zgomotele, cântecele, demonstrațiile se dublară și întregul furnicar de capete negre se puse din nou în mișcare. Acum, prieteni, spuse doctorul Ferguson, trebuie să prevedem totul. S-ar putea ca, la un moment dat, să fim obligați să o ștergem cu iuțeală, așa că Dick va rămâne în acelă pentru a se menține cu ajutorul arzătorului o suficientă forță de ascensiune. Ancora este înfiptă bine, n-avem de ce ne teme. Eu voi coborâ pe pământ, Joe mă va însoți, numai că va rămâne la baza scării. Cum, ai să te duci singur? Întrebă Kennedy. Domnule Samuel, strigă Joe, nu vreți să vă urmez până la capăt? Nu. Voi merge singur. Acești oameni de treabă își închipuie că marea lor zeiță, Luna, a venit să le facă o vizită, așa că sunt protejat de superstiție. N-aveți nicio teamă și rămâne fiecare la postul pe care vi l-am hotărât. Dacă tu o dorești, răspunse vânătorul, ai grijă de dilatarea gazului. Am înțeles. Strigătele indigenilor se întețiră, cereau cu energie intervenția cerească. Uite, uite, spuse Joe, mi se par cam poruncitori cu buna lor lună și fiii ei divini. Doctorul, luându-și cu el farmacia de călătorie, coborâ pe pământ, precedat de Joe. Acest grav și demn, cum se cuvenea, se așeză la capătul scării cu picioarele încrucișate, după obiceiul arab, și o parte din mulțime îl încercui cu respect. În acest timp, doctorul Ferguson, condus în sunetul instrumentelor, escortat de dansuri religioase, înaintă încet spre tembeul regal, așezat destul de departe de oraș. Era aproape ora 3 și soarele împrăștia raze fierbinți. Nu putea să strălucească mai puțin într-o asemenea împrejurare. Doctorul pășea demn. Vaganga îl înconjurau și țineau în frâu mulțimea. În curând le ieși înainte fiul natural al sultanului, un tânăr destul de solid,
care, potrivit obiceiului țării, era singurul moștenitor al bogățiilor tatălui său, înlăturând astfel copiii legitimi. El se închină în fața fiului lunii, acesta îl ridică binevoitor. Peste trei sferturi de oră, procesiunea entuziastă, trecând pe cărări umbroase și prin măreția vegetației tropicale, ajunse la Palatul Sultanului, un fel de clădire pătrată numită Ititenia, așezată pe povărnișul unei coline. În afară, casa avea un fel de pridvor cu acoperișul de coceni sprijinit pe niște stâlpi de lemn care aveau pretenția de a fi sculptați. Zidurile erau împodobite cu linii lungi de argilă roșcată care încercau să reproducă figuri de oameni și șerpi. Șerpii erau firește mai zbutiți decât chipurile omenești. Acoperișul casei nu se sprijinea chiar pe ziduri, așa că aerul putea pătrunde înăuntru în voie. De-al minter, ferestre nu existau, ci numai o deschizătură care ar fi vrut să se numească ușă. Doctorul Ferguson fu primit cu mari onoruri de către gazdă și de favoriți, oameni frumoși, puternici, sănătoși, părul lor, despărțit într-un mare număr de cosițe, le cădea pe umeri. Tatuaje negre și albastre le brăzdau obrajii de la tâmple până la gură, urechile lor lăbărțate suportau niște discuri de lemn și niște plăci făcute din gumă de copal. Erau îmbrăcați cu o pânză pictată în culori foarte vii. Soldații erau înarmați cu sulițe, arcuri, săgeți, otrăvite, săbi scurte cu un singur tăiș, cu sime, paloșe lungi, cu dinți, ca de ferăstrău și cu mici baltaguri. Doctorul pătrunse în palat. În ciuda bolii sultanului, tărăboiul, care era îngrozitor, deveni și mai mare. Oaspetele observă deasupra ușii niște cozi de iepure și niște coarne de zebră, atârnate în chip de talisman, fu primit de ceata nevestelor maiestății sale în acordurile armonioase ale upatului, un fel de țambal făcut din fundul unei oale de aramă și îmbubuitul hilindoului, o tobă înaltă de vreo 5 picioare scobită dintr-un trunchi de arbore în care doi oameni loveau din răsputeri. Cele mai multe dintre femei păreau foarte frumoase și râdeau, punând tabac și tang în pipe mari, negre. Păreau binefăcute sub rochile lor lungi, purtate cu grație. Șase dintre ele manifestau aceeași veselie, cu toate că stăteau deoparte, fiind sortite unui chin groaznic. La moartea sultanului urmau să fie îngropate de vie alături de el, ca să-l distreze în singurătatea veșniciei. După ce cuprinse dintr-o privire întregul tablou, doctorul Ferguson se apropie de patul de lemn al suveranului, văzu acolo un bărbat de vreo 40 de ani, dezumanizat, cu desăvârșire de orgii de tot felul și pentru care nu se mai putea face nimic. Boala, care se prelungea de ani de zile, nu era decât o beție permanentă. Bețivul regal își pierduse aproape cunoștința și tot amoniacul din lume nu l-ar mai fi putut pune pe picioare. În timpul acestei vizite solemne, favoriții și femeile stăteau aplecați cu genunchii îndoiți. Cu ajutorul câtorva picături dintr-un întăritor violent, doctorul însufleție o clipă trupul amorțit. Sultanul făcu o mișcare. Mulțimea a început să manifesteze în cinstea doctorului, dar acesta, plictisit, îi împinse pe adoratorii săi și ieși din palat îndreptându-se spre Victoria. Era ora 6 seara. Joe aștepta între timp, liniștit, la capătul de jos al scării, pe când mulțimea aducea cele mai felurite și impresionante omagii, el le primea ca un adevărat fiu al lunii. I se aduse o băutură din spice de orz și din pombe. Joe se crezu obligat să guste din acest soi de bere tare, dar cerul gurii sale, deși obișnuit cu gin și whisky, nu-i putu suporta tăria. Se strâmbă îngrozitor, ceea ce mulțimea luă drept un surâs binevoitor. Fetele cântară în cor o melodie tărăgănată și executară un dans solemn în jurul lui. Ah, dansați, spuse el, n-am să mă las mai prejos decât voi, vă voi arăta și eu un dans din țara mea. Și începu un dans repede și vesel, mișcând din picioare, din genunchi, din mâini, făcând strâmbături ciudate, în chipuri de necrezut, dând astfel oamenilor o curioasă imagine a felului cum dansează zeii pe lună. Africanii începură deodată să imite gesturile și săriturile. Nu pierdeau nicio mișcare, nu uitau nicio poziție, luaseră naștere, o harababură și o agitație care nu se pot exprima prin cuvinte. În tonul veseliei, Joe îl zări pe doctor.
Acesta se întorcea în mare grabă, înconjurat de mulțimea care urla, și mergea la îndala. Vrăjitorii și șefii păreau foarte înfierbântați. Ciudată schimbare, ce se întâmplase? Murise cumva sultanul în mâinile neîndemânatice ale medicului ceresc? De la postul său, Kennedy văzu primejdia, fără să înțeleagă cauza. Balonul, împins puternic de dilatația gazului, trăgea de frânghia care îl ținea nerăbdător să se ridice în aer. Doctorul ajunse la picioarele scării. O teamă superstițioasă mai reținea încă mulțimea și o împiedica să se dedea la violențe împotriva persoanei lui. Urcă repede treptele și Joe îl urmă sprinten. Nu-i nicio clipă de pierdut, îi spuse Ferguson. Nu încerca să desprinzi ancora. Voi tăia funia. Urmează-mă. Dar ce s-a întâmplat? Întrebă Joe urcându-se în acelă. Ce s-a întâmplat? Întrebă Kennedy, ținând în mână carabina. Priviți, răspunse doctorul, arătând spre orizont. Ei bine, întrebă vânătorul. Ei bine, uite luna. Într-adevăr, luna se înălța roșie și splendidă, ca un glob de foc pe un cer albastru. Ea era desigur, ea și Victoria. Ori existau două luni, ori străinii se dovedeau a fi niște înșelători, niște zei mincinoși. Acestea erau gândurile firești ale mulțimii. De aici și schimbarea în purtarea ei. Joe nu-și putu stăpâni un hohot de râs. Populația din Cazé, înțelegând că îi scapă prada, scotea urlete prelungi, țintiră balonul cu arcuri și flinte. Dar unul dintre vrăjitori făcu un semn și armele coborâră. Vrăjitorul se cățără în copac cu intenția de a apuca funia ancorei și de a trage aparatul pe pământ. Joe se repezi cu o toporișcă în mână. Să tai? Întrebă el. Așteaptă, răspunse doctorul, dar negrul ăsta. Poate că ne vom salva ancora și țin să o salvez. De tăiat vom putea să o tăiem în orice moment. Vrăjitorul ajuns în copac, rupse crengile și izbuti să desprindă ancora, dar trasă cu putere de aerostat, aceasta îl prinse de picioare. Vrăjitorul porni spre împărățiile atmosferice, călare pe ancoră ca pe un cal înaripat. Mulțimea rămase încremenită, văzând că unul dintre vaganga se înălța la cer. Ura! Strigă Joe în timp ce Victoria urca repede. Se ține bine, spuse Kennedy. Un mic voiaj nu-i va face rău. Doctorul glăsui. Îl vom așeza ușurel pe pământ și cred că după asemenea aventură puterea lui de magician va crește neobișnuit în ochii contemporanilor săi. Sunt în stare să facă din el un zeu, strigă Joe. Victoria ajunsese la o înălțime de aproximativ 1000 de picioare. Negrul se ținea agățat de funie. Tăcea și ochii erau încremeniți. În ei se citea groaza amestecată cu mirarea. Un vânt ușor de la apus împingea balonul afară din oraș. Peste o jumătate de oră, văzând un ținut pustiu, doctorul micșoră flacăra arzătorului și se apropie de pământ. La 20 de picioare de sol, negrul luă repede o hotărâre, își dădu drumul, căzu în picioare și începu să fugă spre Cazé, în timp ce, ușurată deodată, Victoria urcă spre cer.